Pompierii au fost anunțați de proprietarii blocului S1, scara C, din cartierul Grui din municipiul Câmpul Lung, că de la subsol se degajă o cantitate importantă de fum care a pătruns în apartamente. Pompierii de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung au ajuns la fața locului cu o auto specială de stingere cu apă și spumă. Salvatorii militari au constatat că în subsol au luat foc resturile menajere aruncate. Acestea s-au aprins din cauza resturilor de țigări aprinse, aruncate pe gurile de aerisire. Proprietarii îi bănuiesc, de fapt, pe tinerii din zonă care fumează în jurul clădirii. În seara zilei de 13.04.2021, detașamentul de copieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la o degajare de fum la un bloc de lecuințe. Ajuns la fața locului, am constatat că în subsolul blocului ardeau resturi menajere. Cauza de stabilire. La fața locului au sosit un echipaj de la Poliția Municipiului Câmpul Lung și unul de la Intervenții Gaze. În cauză se fac cercetări pentru depistarea vinovaților de producerea incendiului.